Nu s-a discutat nimic. Termen de judecată s-a amânat și cam asta e tot. Pentru ce dată s-a amânat? După vară. Ce urma să discute astăzi? Păi era termenul de judecată pentru camera preliminară, după cum se știe, doar că nu era procedura legal îndeplinită. S-a amânat după 11 septembrie. Deocamdată nu s-a întâmplat mai nimic, adică a fost un simplu termen de amânare. Dar noi ne dorim mai degrabă să se termine foarte repede, pentru că sunt invocate o serie largă de excepții care vor duce, după cum ar fi trebuit să ducă încă din faza de DNA, la desființarea multor acte din cadrul urmăririi penale, mai ales acele materiale despre care ați vorbit și dumneavoastră de la Recorder, care nu aveau ce să caute în dosarul respectiv. A fost adăugată chiar de către mine o sentință pronunțată și ulterior o decizie pronunțată de către Înalta Curte care desfințează practic întreg dosarul DNA, dar ne vedem pe 11 septembrie și sunt sigur că se vor clarifica. Mulțumim! Mulțumim. Mulțumim.